Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Dana Sim și vă invit la o nouă ediție a emisiunii News Express, la care o avem ca invitată pe doamna Gina Chivulescu, directorul executiv al Teatrului George Ciprian Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc pentru asta. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Chivulescu, am vrea să știm ce activități a avut Teatrul George Ciprian Buzău în stagiunea septembrie 2020 septembrie 2021. Și poate ar fi bine să-mi explicați cum e cu acești ani sau această perioadă. Da, este puțin mai ciudat, da. Pentru că stagiunea la un teatru se întinde pe 2 ani bugetari. O stagiune nu merge din ianuarie în decembrie, așa cum este anul bugetar, ci din septembrie în septembrie în anul următor. De aceea avem activități care au fost realizate din septembrie 2020 până în luna septembrie 2021. Acestea sunt activitățile stagiunii. Așadar, care sunt acestea? Sigur, din septembrie 2020, așa cum știm cu toții, 2020 a fost un an foarte dificil, cel da. Puțin pentru industria artelor, spectacolelor. Și teatru intrând în această categorie. Fiind perioade când au fost suspendată activitatea teatrelor, am funcționat online. Am difuzat spectacole pe care am reușit să le filmăm într-un mod profesionist, că până în 2020 acest lucru nu se realiza. Se realizau filmări strict pentru arhiva teatrului. Din 2020 ne-am dat seama că neapărat trebuie spectacolul filmat profesionist, pentru că o problemă este aceea de a ne prezenta în cadrul unor festivaluri, de a prezenta spectacolul în cadrul unui festival pentru vizionare, dar și pentru posibilitatea, atunci când este da. Posibil acest lucru, să-l difuzăm online. Am realizat în 2020 spectacole care să poată fi difuzate online, pentru că această difuzare, pentru cine nu știe, include alte drepturi de autor. Drepturi de autor obținute de la artiștii din distribuție, drept de autor de la regizor, și, bineînțeles, de la dramaturg. În unele condiții, trecând peste 70 de ani, mă refer la dramaturgi, conform legii 8, legea drepturilor de autor, la unele n-a fost nevoie de așa ceva. În schimb, la partea artistică, actorii și regizorii, scenografii, am găsit o mare înțelegere și au fost de acord să difuzăm gratuit, să nu perceapă niciun onorariu pentru acest lucru, fiind conștienți că teatru trebuie să meargă mai departe și că teatru trebuie să țină legătura cu publicul său. Chiar și așa mă uitam că în mediul online impactul a fost unul foarte bun. Da, din fericire am reușit să avem un impact foarte bun la fiecare știre pe care o lansăm pe Facebook-ul teatrului. Pentru orice eveniment, sigur, am reușit să avem un impact foarte bun, cât și la difuzările online. Mi-ați spus de promovare și aici aș vrea să vă întreb, cum anume promovați prin afișare activitatea dumneavoastră? Din păcate, promovarea clasică pe care o făceam până acum un an, Până în pandemie, să zicem, nu mai este posibilă. În primul rând, nu mai sunt panouri unde putem afișa. La noi, afișele au un anumit format. Panourile care le avem în oraș sunt pentru un format foarte mic și
încercăm și am încercat împreună cu PR-ul teatrului să mergem pe partea online, pentru că până la urmă tehnologia este destul de avansată și în rândul tinerilor și în rândul spectatorilor mai în vârstă și este mult mai ușor de accesat. Și de aceea, încet, încet, mergând pe promovarea online, am făcut pagină de TikTok, pagina de Instagram, unde postăm, avem pagina de Facebook, unde este foarte, foarte mult vizitat, unde e da, activitatea, activitatea da, este vizibilă, este mult mai vizibilă. Nu mai există și o altă variantă? Am încercat, avem un panou, avem un panou pe bulevard în partea de intrare da. Spre teatru, în aleea de intrare a teatrului. Mai nou, am încercat prin voluntari. Am făcut o trupă de voluntari, momentan avem 36 de voluntari permanenți cu contract de voluntariat care merg și oferă flyere cu informații despre spectacol, despre prețul biletelor, tot pentru cei care probabil nu au acces. Am încercat. Desigur, nu am renunțat nici la afișaj, dar ceea ce vreau să vă spun că înainte de pandemie, afișajul era un punct forte pentru buzoieni. Nu am renunțat nici la acest lucru, dar este mult mai slab reprezentat pe partea asta. Da, sunt convinsă că veți găsi o soluție. Bun, câte deplasări au avut loc la alte teatre cu spectacole pentru adulți și copii și mai exact unde anume? În total, cred că au fost în 4 luni de zile, dacă nu mă înșel, vreo 18 spectacole la sala teatrului, iar în deplasare cred că au fost peste 10 spectacole. În deplasare. Mergem foarte bine. În momentul în care la noi era închis, noi jucam în deplasare în localitățile unde era posibil cu 30, cu 70, cu 50. Teatrul a mers, a avut activitate în tot acest timp. Recent, da, ați avut o altă premieră a Teatrului George Ciprian și mă refer la aniversarea de Cosmin Teodor Pană. Am văzut că sala din nou a fost plină. Da, din fericire, de când a fost această relaxare, să zicem, am jucat cu 30%, era sala plină, dar cu 30%. Bineînțeles că aveam și cerere. Apoi am mers cu 50% și acum, din fericire, funcționăm cu 70%. Da, sala a fost plină la 70% și am avut și avem în continuare cereri. Dar fiind, așa cum am spus, premiera Teatrului George Ciprian, este prima premieră din acest an, pentru că bugetul s-a aprobat destul de târziu și sunt destule măsuri, să zicem așa, de precauție, având în vedere faptul că anul acesta a fost un an destul de incert. Da, și sunt fericită că buzoienii au venit și la această premieră. Este o comedie pe care o să o mai vedem în perioada următoare, din septembrie. Am văzut că a savurat din plin publicul această da. Comedie. Mi-ați spus despre perioada de pandemie, da? Acum autoritățile anunță un alt val, nu știu al câtelea va fi, ce veți face? Da, am învățat cumva să facem organizarea activității pas cu pas. Pentru că nu ne mai permitem să ne proiectăm un program pe o perioadă mai îndepărtată. Acum sperăm, pentru că în septembrie, când se spune că vine cel de-al patrulea val, sperăm că la noi, așa cum Buzău a stat destul de bine, nu va fi atât de dramatic.
Pentru că în septembrie noi ne-am dorit să organizăm Săptămâna Teatrului Tânăr, pe care anul trecut nu l-am, l-am ratat, să zicem, nu da. Din vina noastră. Da, asta, da. Am ratat și festivalul pe da, care Buzăul îl avea, da, da, Buzău iubește teatru. Mm-hmm. Nici anul ăsta n-a fost posibil păcate, să se organizeze, din păcate, și am încercat ca acest festival, Săptămâna Teatrului Tânăr, să-l organizăm în perioada 29-3 octombrie. Uh-huh. Asta este foarte bine. Sigur va fi, dacă, haideți să sperăm că nu vom da, trece prin suntem optimiști, noi suntem optimiști. Că și să sperăm că într-adevăr... Organiza, da. Într-adevăr, nu va fi o problemă. Va fi o selecție foarte, foarte interesantă, despre care nu vreau să vă vorbesc acum. Vreau să fie o surpriză și să vorbim puțin mai târziu okay, despre această selecție, dar sigur, buzoienii vor avea spectacole la sala de teatru, vor fi ateliere pentru copii, vor fi spectacole pentru copii. Așa că încercăm în acea perioadă să umplem acel gol de hrană spirituală pentru buzoieni. Mm-hmm. Da, și culturală. Pe care l-a simțit din plin, mă gândesc, am în sigur, ultimii dar, doi ani aproape. Da, e adevărat, una este să fii prezent acolo și una este online, dar totuși a fost bine că s-a făcut și online. Da, online, și... vreau să vă spun că a fost și o punte de legătură, uh-huh. să nu se piardă legătura, pentru că și artiștii aveau nevoie de în mod clar. Acest lucru. Da, în mod clar. Și fiindcă mi-ați spus despre copii, am înțeles că pe luna iulie aveți în plan câteva activități pentru ei? Da, luna iulie, de obicei, și august, cele două luni sunt rezervate vacanței dintre stagiuni, unde actorii intră în vacanță, tehnicul se fac reparații la teatru, însă noi am forțat un pic lucrul acesta și am încercat ca și în luna iulie să aducem spectacole. Profitând de faptul că cei mici sunt în vacanță, am zis ca începând de duminică și în fiecare duminică să aducem câte un spectacol pentru cei mici, bunici și părinți, pentru că sunt spectacole de familie și unde să petreci o perioadă de timp atât de frumoasă în familie decât la teatru. Într-adevăr, într-adevăr. Duminică avem Gașca lui Țonțonel, pe 18 avem invitat Teatrul Ion Creangă din București cu Gec și Vrejul de Fasole, iar pe 25, următoarea duminică, va fi O poveste a porcului. Toate spectacolele vor fi susținute la ora 11, așa că, dragi părinți, bunici și copii, veniți la teatru pentru că, sigur, veți fi foarte fericiți. Mi-ați spus despre această, de fapt ați lansat această invitație și vreau să vă întreb, pentru a ajunge la aceste piese de teatru sau spectacole, biletele cum se dau, tot online sau cum, la agenție? Avem două posibilități, da. Și se pot procura și online, de la agenție sau de la caseria teatrului. Uh-huh. Din câte am constatat, lumea a învățat cam cum să... Da, da, încet, încet ne modernizăm și cred că și lipsa timpului ne ajută în... Am înțeles. Sensul ăsta. Pentru lunile august, din ce am constatat eu aici, mi-ați menționat despre Festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr, dar am înțeles că o să mai participați la un alt festival important. În perioada... În septembrie o să fie Săptămâna Teatrului Tânăr, 29 septembrie, da, 3 octombrie. Zis. Da, 29 septembrie, am zis eu greșit, îmi cer scuze. Nu, de cealaltă mă refer, de la Festivalul de Dramaturgie la Timișoara, nu? Da. Mai este unul. Vorbiți-mi despre acesta, vă rog. Din fericire, în unele localități a mai fost posibil... organizarea de festivaluri. La Timișoara am fost selecționați cu o proaspătă premieră anului trecut, dar în stagiunea de
2020-2021, cu spectacolul despre iubire sau așa ceva, un spectacol care și este singurul spectacol care a fost filmat pentru online. Am trimis, ne-am înscris și iată că am fost selecționați să participăm în 3-4 septembrie la Festivalul Dramaturgiei Românești de la Timișoara. Și vor participa numai teatre din țară sau poate să fie și cu participare internațională? Păi, fiind Festival de Dramaturgie Românească, va fi, el face parte dintr-un festival european. Aha, bun. El face parte dintr-un festival european și este dedicat dramaturgiei românești anul acesta. Spuneți-mi cât de dificil este să organizați în perioada aceasta a pandemiei, că mai suntem, că nu mai suntem aici, rămâne de văzut, un festival. Da, este foarte bine pusă întrebarea, pentru că organizarea unui festival începe cu un an înainte față de anul în care se ține. Pentru că există o selecție de spectacole, sunt vizionate multe spectacole și prin angajarea unui selecționer care se ocupă de selecție și care își asumă și răspunderea pentru selecționarea celor spectacole, avem echipa. Avem apoi contractele cu teatrele. Apoi vine partea mai dificilă în prima parte a anului următor, când până la aprobarea bugetului nu se pot încheia acele contracte. Dar oamenii acceptă să facă această muncă înainte, pentru că noi nu suntem începători. Consiliul Județean întotdeauna a sprijinit și sprijină în continuare, pentru că noi suntem printre puținele teatre din țară care au un sprijin așa puternic. Dacă ne uităm și numai în București ce s-a întâmplat și se întâmplă, dar sper că teatrul a mai trecut prin perioade dificile și va trece cu siguranță și peste această perioadă. Mm-hmm. Voiam să vă întreb, la Festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr, vom avea ca artiști numai buzoieni sau vor mai fi și Nu, acest festival a fost creat pentru a face acea punte de legătură între noua generație de artiști și publicul matur. Încercăm să sprijinim tinerii din teatrele independente, tinerii din teatrele de stat, atât pe partea de actorie, apoi pe regie, scenografie, pentru că nu de acum, ci de mai dinainte, acești tineri nu prea au suport nici din partea teatrelor, pentru că nu că nu și-ar dori teatrele să-i aibă, dar a fost o perioadă când au fost blocate posturile. Apoi, încet, încet, tinerii s-au orientat către teatrele independente. Sunt spectacole foarte bune care merită văzute și publicul buzoian știe despre ce vorbesc. Pentru că dacă la început am mers cu producții de la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică București, spectacole foarte bune puse de studenți, studenți la regie, studenți la actorie, atât master cât și licență, și au fost foarte plăcut impresionați și întotdeauna și anul trecut, dar Săptămâna Teatrului Tânăr, când se ține? Asta este un lucru foarte bun, pentru că și tinerii trebuie să se facă remarcați, pentru că în baruri pe unde ar putea să joace sau în alte locuri neconvenționale, să spunem, au mai puține șanse. Dacă e să ne uităm la Lucian Ionescu, care anul trecut a obținut premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol. Lucian, care a jucat pe scena teatrului nostru,
aici s-a lansat. Și iată că a ajuns să fie remarcat. L-avem pe Ștefan Pavel, buzoianul nostru, pentru că nu în ultimul rând, ci în primul rând, Teatrul George Ciprian sprijină actorii buzoieni, actorii care au demonstrat și care vor să demonstreze că vor să facă mai departe teatru. Performanță și teatru. Da. Da, chiar voiam să vă întreb, noi avem aici în Buzău acel liceu de arte. Aveți așa cunoștință dintre cei care poate au absolvit acest liceu să meargă mai departe pentru facultate și mai apoi să-i vedem aici pe scenă? Da, cred că sunt mai mulți care au absolvit, dar cel mai proaspăt și cel care a crescut practic și de teatru și a fost crescut de teatru este Vlad Trifaș. Așa este. Care la început el a făcut facultatea de teatru, actorie, după care și-a descoperit pasiunea pentru regie și am spus, Vlad, mergi la regie, fă masterul sau fă licență pentru că ai talent și e păcat. Și iată că Vlad este unul dintre cei care au absolvit la Liceul de Arte Margareta Sterian și care a și reușit și mult mai bine pe regie decât pe teatru, pentru că a reușit să monteze spectacole la Toma Caragiu din Ploiești, în București, la alte teatre, la Râmnicu Vâlcea. Și o noutate este faptul că unul dintre actorii distribuiți în spectacolul lui Vlad este și nominalizat în anul acesta la premiile Uniter pentru cel mai bun spectacol, actor care și face parte din echipa noastră din aniversarea și da. Și este vorba despre Bogdan Farcaș. Da, și da. Bineînțeles că el este distribuit și în spectacolul cu care suntem prezenți la festivalul de la Timișoara, despre iubire sau așa ceva. Spuneți-mi despre Teleencounters. Cum mai decurge proiectul? Este în plină desfășurare, așa cum știm, pe 3 ani se desfășoară acest spectacol. Anul acesta au avut loc atelierele de jurnalism din cadrul proiectului. Au avut un mare impact da, asupra tinerilor. Au fost workshop-uri cu persoanele în vârstă care au rămas singure pentru a genera acel prototip de robot. Da, da. Și anul ăsta mai avem activități. Anul viitor vom avea spectacolul după ce se va scrie scenariul anul acesta, în urma poveștilor adunate de la cei care au participat la sondajul acela realizat de domnul Chivu, sociologul domnul Chivu, și în baza acelui chestionar se va scrie un scenariu de teatru. Cred că va fi interesant. Sigur. Pentru că acum avem experiență, suntem la al doilea proiect cu finanțarea europeană, așa că n-are cum să nu fie interesant. Avem o echipă foarte talentată, așa că mergem mai departe. O altă colaborare cu teatre din Uniunea Europeană, să zicem, mai aveți? Din păcate, în ultimii ani nu, dar au fost ani în care am avut schimburi de experiență. Dacă mi-aduc Legende de pe Broadway, a fost, nu mai știu, mi-amintesc cu exactitate, în 2017 sau 2018, dar v-am zis, această pandemie ne-a cam închis granițele și workshop-urile pe care trebuia să le ținem în format fizic, atât în România, cât și în Italia și Spania, le-am făcut online. Îmi spuneați la un moment dat de acele ateliere de actorie pentru luna iulie, din câte știu eu, ca activitate curentă și vorbire scenică. Da, este un alt proiect, tot dedicat tinerilor, copiilor și tinerilor până în 19 ani.
În urma, acestea le-am făcut în urma unui sondaj pe Facebook. Așa. Unde tinerii au fost întrebați dacă vor să participe la ateliere, la ce ateliere vor participa. Și din fericire, mulți au ales vorbire scenică, pentru că este un atelier foarte important. Se dezbat teme care îi ajută foarte mult la dezvoltarea personală și, bineînțeles, atelierele de teatru. Da, pe data de 8 vor începe aceste ateliere, se vor desfășura pe 3 grupe de vârstă, 7, 11 ani, 14, 15, cred, dacă nu mă înșel, și 15-19 ani. 11-14 ani și 15-19 ani. Ar fi interesant să descoperiți acolo adevărate talente. Să sperăm, nu este în vedere acest lucru. Știu. Ne-am axat mai mult pe dezvoltarea personală și faptul că tinerii trebuie să cunoască teatru și ce se întâmplă la teatru, și ne bucurăm că au fost înscrieri, mai ales că a fost și o taxă de înscriere. Este foarte bine că părinții au decis să investească în educația copiilor și felicit acești părinți care au făcut acest lucru. Atelierele sunt susținute de lector, conferențiar, doctor Irina Scutariu de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Sigur, cred că este unul dintre puținii profesori de vorbire scenică din țară. Oh, într-adevăr. Așa că părinții și-au dat mâna pe mâna unui profesionist. Pe mâna unui profesionist. Bun, interesant. Doamna, din păcate timpul nu ne mai permite, va trebui să punem punct ediției de astăzi. Mulțumim din nou pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de viață.